mi-a zis aștept să se tragă apa de ploaie. Două săptămâni v-am sunat. Și mi-a zis că cineva și-a dat apa de ploaie. Deci eu nu știu de ce vorbiți așa. Am înțeles. Păi știți de ce vorbesc așa? Pentru mi-a spus că aveți pregătire și că sunteți specialistă în instalații, ați terminat facultatea de construcții. Da, îmi pare rău, eu nu sunt pregătit. Vă spun doar ce se întâmplă, nu vă spun mai mult. Mă spun că am sunat și mi s-au dat niște răspunsuri evazive. Pânza freatică, apa de ploaie și ajungem după 6 săptămâni să facem cu totul și cu totul altceva la telefon. Dumneavoastră ați interpretat cum ați vrut dumneavoastră. Eu v-am spus, în momentul ăsta, plouă, a fost după ce a fost ploaia mare pentru ei, pentru că vigilia și v-am spus, s-ar putea să se infiltreze și apa de ploaie. Cineva și-a dat apa de ploaie în instalație, acum nu vă supărați. Și mi-a zis, poate durează 2 zile, până la 7 zile să se tragă din instalație. Așteptați. Dar nu se poate așa. Deci, nu, asta este atitudinea. Nu, asta este atitudinea. Problema este că ploaia n-a fost atât de cine este de specialitate și cine se intervină. Punct. Este inutil să mai evităm anumite adevăruri. Se rezolvă astăzi, domnul inginer? Nu știu, nu se știe asta. Eu nu sunt mai durează? Și noi suntem conștienți că s-ar putea să nu se rezolve.